Simți ceva? Cam bangul. Ia rămâi, Andrei, rămâi, Andrei. Ia stai acolo, stai cu Paula, să vezi cum ceva face. Păi nu, că facem... Să vezi ce face. Nu e la noi ca pe calea Victoriei, dar măcar muzica am dat-o mai tare. Tot mă pune să fac chestia aia, poate mă prindeți până la urmă, nu? Tot aia vrei să o faci? Fă-i o lui... Nu mai facem aia. Fă-i o lui Andreea. Fă-i Andreea să măcar. Tu poți să-i faci lui Andreea? Îi facem pe urmă lui Andreea. Bine, ok. Hai, veniți amândouă lângă mine. Hai. Ah, de ce era frumos? Stați una în stânga, una în dreapta. Andreea, stai aici în stânga. Paula, te rog să vii în dreapta. Ia. Deci doar, doar pentru fete, să înțeleg. E doar pentru fete. O să vedeți de ce e un truc special pentru fete. Așa. E cu cărți de alea mari. Andreea, stai să facem un test prima dată. Fii atentă, vreau să alegi o carte care vrei. O arăți la cameră, o arăți la toată lumea. Eu nu trebuie să o văd. Gata? Nu văd nimic. O ții minte? Da. Pune, asta pune chiar unde vrei, pune vrei unde vrei în pachet și acum fii atentă, fără să fac nimic, pocnesc din degete și cartea ta apare deasupra. Nu e spectaculos? Ce nu e? Deci ați văzut și voi. Adică ce? Adică toate salbe. Da. Or fi toate la fel. Adică tu zici că asta nu e carte. Adică, stai un pic. Știu ce credeți, că asta nu e carte, e și o carte random din pachet, nu? Asta credeți voi? Păi așa poate fi, da. Bine. Ia markerul, stai un pic să-l găsesc. Ia markerul, scoate-i dopul și vreau să te semnez pe ea. Scoate-i dopul. De-aia te-au dat afară după care a victorii. Că numai la dopuri, la sticle te gândești. De desub numărul de telefon și adresa de e-mail. Ce tare. Hai că da. Hai că da. Așa vezi dacă un om e alcoolic. Când zice la marker, scoate-i dopul. Scoate-i dopul de la marker. Ce e scris aici? Numele meu. DX. Ah, de... Ah, Andreea, fii atentă, cartea asta acum este unică, este ca un tablou de Picasso, este aproape imposibil să mai am două la fel. Păi da, decât noi, dacă noi ne-am întâlnit înainte și ai fi semnat, dar nu ne-am întâlnit. Asta. E cartea ta aici? Da. O să fac aceeași chestie, fii atent. Mai este aici sau crezi că am luat-o? Eu cred că e acolo. Este aici. Paula e sceptică. E aici, da? Da. Și o să fac aceeași chestie, fii atentă. Foarte încet am să pun cartea ta la mijloc. Pocnesc din degete. Și cartea ta? Hai, măi! Nu mai sunt toate albe. Hai, mă, Andrei, acum nu mai sunt toate albe. Bine, acum ia ce pachetul. Mai zic? Uită-te la ele, verifică-le dacă sunt niște cărți normale. Andreea, tocmai zic că nu sunt normale, că sunt toate albe. Să vedeți. Păi și nu sunt toate albe. Sunt toate albe, da. Sunt toate. Și uite ce toate o să facem. Da. Vezi să nu le dai pe jos, că sunt scumpe. Bun, și uite ce o să facem. Vreau să te rog să numeri 10 cărți cu voce tare, una câte una la mine în palmă, pe spate, da? Dar rar, nu te grăbi, nu, 1, 2, 3, ca să se vadă pe cameră clar că sunt 10. Nu, pe spate am zis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dă-i pachetul Paulei acum și pe ale tale le legăm cu elastic, da? Așa. Bun, Paula, 10 cărți la mine în palmă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pune restul de cărți la mine în buzunar. Andreea, întinde mâna așa, ia cărțile tale și vreau să le pui într-un loc unde eu nu le pot atinge. Fii creativă. Paula, ia cărțile tale și vreau să le pui într-un loc unde eu nu le pot atinge. Gata? Și acum uite ce o să facem. Ca să nu mai ziceți voi că magicienii se folosesc de mâini, că știu că așa credeți că toată lumea, că e ghițeală de mână, nebăgare de seamă, vreau să strânge asta pe mâna mea. Strânge, strânge. Așa. Da? Crezi că te pui ce mai bine la legat sau o las pe ea? Normal. O las pe da, pe ce generație e. Dă-i drumul, dă-i drumul, dă-i drumul. Mm. Și acum vreau să mă legi aici. Dar trebuie să faci nod, nu fundă. Andreea, da? N-ar fi putut fără o tablie a patului. Păi de-aia am apelat la Paula, adică de asta am spus că e un truc. Care... Andreea, e bine, verifică și tu totuși. Așa mă, mai e bine? Tare. Da. Mai fă un nod, hai, mai fă și tu un nod, să te simți bine. Așa, mai strong. Bum. Și acum, gata? Și acum, fiți atenți ce o să facem. Legat la mâini, așa. Am să iau o carte de la tine. Stai cu fața la cameră, te rog frumos ca să... O să iau o carte de la tine și o să mod la Paula. N-am văzut ce rea. Ai simțit ceva? Că de-aia râde, că dacă... Fii atentă. Era mă, Andreiul legat la mâini, cum te-a mutat? O să fac mai mult. Legat la mâini. Așa. Andrei, am luat o carte deja, concentrează-te. Da? Fii atentă, da. Așa. Poți să mai iau încă o carte de la tine și să o mut la Paula. O să crezi că asta și toate astea legat la mâini, uite. Vezi? Trebuie să... Câte cărți am luat? Două.
Deci asta înseamnă că tu mai ai 8 și la Paula ar trebui să fie 12. Da, da. Fii atent, o să fac mai mult în seara asta. O să mai am încă o carte de la tine și am să o mut la Paula. Deci tot legal la mâini. Da? Deci dacă am luat 3 cărți de la tine, câte cărți mai sunt? 7. 7. Scoate cărțile de unde le-ai ascuns. Hai ca tot. Și numără una câte una la mine aici. Dă-mi elasticul că e scump. Și ăsta e scump? E scump, e de la Dragonul Roșu. Una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Nouă. Ai văzut că se poate și legal la mâini? Și asta înseamnă că la Paula sunt câte? Aoleu, 13. Nu vinde, le-ai băgat, mă. Scoate, scoate elasticul, dă-mi-l înapoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ați văzut că se poate și legal la mâini? Asta, apropo, nu cu mâinile așa, legat la mâini, ca să țin. Bravo. Bravo. Acum credeți în magie? Da. Eu am crezut întotdeauna. Da. Eu cred, mă lepăd. Asta poți să o păstrezi cadou? Măi, din pachetul tău scump. E salariu, Andreea. Urmează Andreas, da? Hai să te vedem. Andreas, mai ai cu mai facem? Mai vrei să mai facem? Da. Mai facem unul, că n-am decât două la mine. Atâta știu, de fapt. Stai un pic. Stai un pic. Să pun astea la loc. Păi atunci trebuie să încep o stradă mai mică după aia asta. Așa, pe un gang, nu? Pe un gang. Uite, fii atent, știi ce este asta? Un dop, bănuiesc. Nu, e un device japonez de ultimă generație. Asta? Da. Ce face? Fii atent. Reține atenție. Dacă o ventuză. Nu, e, crede-mă ce spun, lasă-l jos. Lasă-l aici. Da, făcut, bă. Fii atent, dacă scad cărțile pe masă când joci cărți, de aha, exemplu, ai văzut că de multe ori este foarte greu să le iei așa, corect? Da. Și uite, poți să le iei cu ăsta. Aha. Vezi? Cum? Stai, da. Dar cum s-au lipit toate trei? Că pe prima o înțeleg, dar... Poți dar să pe faci celelalte? Mai mult decât atât, dacă ai nevoie. Magnet. Poți să tai și pachetul, vezi? Acum el a tăiat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Știi de ce a tăiat 19 și n-a tăiat mai multe sau mai puține? Ce? Pentru că noi nu l-am învățat câte să taie. Fii atent, el aici are o microcameră. Aha. De fapt nu știe să numere, dar memorează înălțimea teancului de cărți. Fii atent, dacă îl punem așa, da? Zi un număr până la 10. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Așa cum ți-am zis el acum, am memorat. Și dacă punem cărțile aici, a tăiat exact 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vezi? Hai să-l încurcăm. Zi-mi număr între 10 și 20. 19. Exact. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Corect? Uh-huh. El acum memorează. Le punem aici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Știu ce crezi în momentul ăsta, că el nu face nimic și că fac eu ceva, așa este? Nu, eu cred că e de la el. Fii atent. Așa. Vreau să tai pachetul unde vrei tu. Mai tai un pic că să-l luai tăia bine. Puteai să tai peste ele, nu contează. Bun, ia cartea asta, uită-te la ea, dar o ții minte, nu arată la cameră, țin-o minte doar tu. Okay. O ții minte? Da. Pune-o aici. Ia restul de cărți, pune-le peste. Așa. Așează-le așa cum trebuie. Și acum ia device-ul. Așa. Și ai văzut cum am făcut eu? Da. Poc, pac, poc, pac, hai. Deci fii atent aici, faci ce trebuie, da? Pac. Și dă-le deoparte. Lasă-l jos. Lasă-le jos. Bă, da. Lasă-l jos, lasă-l jos cu totul. Lasă-l jos. Păi nu vrea să... Păi nu, lasă cu totul. Lasă-le așa, aha, jos. Și acum, fii asta atent. E? Ce carte ai avut? 6 de inimă roșie. Dă-te, nu, bă, cred așa ceva. Așa ceva. Ceva. Nu, dar nu se poate. Deci eu... Păi să nu crezi. Vreau să văd și eu. Crezi, doamna Paula. Ia. Ah, ți-ar trebui și ție. Mama. Pentru bani, este? Pentru bani. Când cum vezi un portofel, hâț, cum te-ai înfige? Vrei să faci și tu? Sau ce? Nu, vreau să... Păi nu merge la oricine. Nu merge, na? Se uite și la om, nu? Ia, vezi? Nu merge. Mama, ce șmecherie.
Da, nu ia, nu ia. E, o ia pe prima. Asta este, nu, dar asta este cu asta, e fantastic asta. Aș dori și eu un Bentley. Merge la orice, merge și la o mașină și la... Și la bani. Hmm? Și la bani. De aici, ce-ți dorești? Casă cu două etaje. Aoleu, și o piscină. Aoleu, ce ipocriți mică. Sunteți toți. Zi ce-ți dorești cu adevărat. Ce vreau. Ce vrei, mă? Măcar piscina. Am vrut să mă... Pe alb sau pe negru, zi doar. Ți-am zis că e japoneză. Mulțumim mult. Mulțumim mult, Cristi. Eu vă mulțumesc. O plăcere de fiecare dată. Doamne ajută să regleze treaba, deși na, să n-ai speranțe. Nu bine, cred în minuni, mai bine, nu, mai, nu trag speranțe de acolo. Bine... Apropo, uite, apropo de magie, am un prieten care vrea să facă o chestie care nu cred că s-a făcut în Europa, cred că s-a făcut doar în America. Da. Adică să se bage într-un cufăr și să-l arunce, în, nu într-un cufăr, într-un seif și să-l arunce în Dâmbovița. Și caută sponsor și partener media. Dacă aveți... Parteneri media noi suntem, dar și el să iasă într-un anumit... Gen Houdini, el, nu? Gen Houdini, da. Legat cu lanțuri, cu da? Da, da, exact. A încercat asta la un moment dat Dan Diaconescu, la sări cu Rolls Royce-ul. Și n-a mai ieșit, nu? Ți-i minte? A ieșit, a ieșit. Au, da, cu Tolea Ciumac, dar era într-un tomberon. Tot te legi de București și de... Nu-ți dai seama că trebuie să-ți dea aprobare, păi Nicușor, nu, dar... Păi nu, am făcut, am zis că poate ne-au. Hai să-l aruncăm în alt râu, la... ai în alt oraș, dar nu-ți dă Nicușor nicio aprobare. Mergem, da, mergem la mare, la... mergem la... În Dunăre ar fi o treabă, că... Sau în Dunăre, da, facem în Dunăre, da. Da, vrei, da. Da, acum și în Dunăre, în ce oraș să mai mergi în Dunăre? Că e, sunt... Mergem la Galați, Cluj, mergem pe undeva, da, unde... Mai suntem primari care înțeleg distracția. Da, că mă gândesc că poate aude vreun... La da, Iași, da, e bun, e bun, dar îți dai seama, aici trebuie luate... O să luate... facă vâlvă, știi? Adică o să e... facă, asta mă pregăteam da. Să zic, o trebuia să luate aprobări multe, cu mult păi, salvatori. Luăm, dar e și o chestie astea. Care se face odată... Da, 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 da. Odată... Mi-aduc aminte de acele momente pe care le făcea David Copperfield când... Da, da, nu, da. Să, nu... Să trăsese pe dreapta la Vegas, unde, unde își face banii. Când da, mergea, dar am înțeles că e și mai pomenit și acum, adică face... Da, dar face, îl face și acum, uitați-mă, are de 2 show-uri adică, pe noapte, de, da. Cred că de 20 de ani. Se vede că e un pic plictisit, adică na, a intrat într-o rutină, dar alea, marele lui momente, când a făcut să dispară Statuia Libertății și mai da, bă, da, bă, da, 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 tare, adică... Noi nici acum, la 30 de ani de la show-urile alea, nu suntem în stare să vă lăsați, să noi vă lăsăm pe voi. Da, dar nu sunt, știi ce se întâmplă? Nu sunt bani și nu sunt sponsori. Că uite, apropo și da, de emisiunile TV, știi? Nu că magicienii români, nu știu, acum, magicienii români pot face și ce fac o generație foarte mișto acum. Știi care e marea problemă? Nu sunt banii pentru recuzită. Ori eu, sincer, nu-mi permit să cumpăr recuzită de 1000 de euro, să vin să fac un moment la humor, pe care probabil nu o să-l mai fac niciodată în viață. Înțelegi? Că l-a văzut sunt, toată lumea că a avut audiență mare. Sunt da. Momente care, uite, de exemplu, am momente care le-am făcut la iumor și am putut să le fac la evenimente, dar sunt momente care, dacă le-ai făcut la iumor, nu mai poți să-l faci la niciun eveniment. Dar putem știi? Să facem o magie să dispară gunoaiele din sectorul 1? Nu, nu avem cum. Cred că... Cu ăsta. E câte un actor. Mulțumim mult. Oricând te așteptăm cu drag aici la noi. Cu drag.